hours later. Bun, eu sunt Claudia Vineață. După cum știți, trebuia să-mi fac canal de YouTube. M-am amânat mult chestia asta pentru că a trebuit să-mi iau echipament, cameră. În videoclipul de astăzi voi vorbi despre mine, pentru că mulți dintre voi să mă cunoașteți și pe mine ca persoană și cum sunt, și despre viața mea personală de facultate. Aveți multe întrebări despre comparațiile dintre Anglia și România și vreau să fac asta pe tot canalul de YouTube, dar mai întâi voi începe cu o descriere. Întâi voi începe descriindu-mă pe mine. M-am născut de fapt în Belgia, în orașul Antwerpen, dar sunt româncă. Mama și tata au fost acolo pentru a strânge bani pentru ce vreau ei să facă. După ne-am mutat în Olanda. Am stat în Olanda vreo 2 ani. După care ne-am întors în România, în școala generală. Școala generală a fost cea mai frumoasă pentru mine, pentru că mi-am cunoscut cei mai buni prieteni și am cunoscut multe persoane care mi-au făcut copilăria cea mai frumoasă și sunt foarte fericită că am avut o astfel de copilărie. Am avut niște prieteni foarte buni la momentul respectiv, chiar dacă în ziua de astăzi nu mai suntem la fel ca înainte, pentru că s-au schimbat multe și fiecare a luat-o pe drumul lui. Prin clasa, nu mai știu, eram mică, cred că până în clasa a 3-a sau a 4-a, am făcut dansuri sportive. După ceva timp, cred că câțiva ani, m-am oprit din cauza că profesoara mea s-a meritat cu partenerul ei de dans și s-a mutat undeva mai departe de studio. Apoi s-a născut fratele meu și nu am mai avut nici timp, nu a avut nici cine să mă ducă la repetiții și am renunțat în cele din urmă, prin clasa a 3-a. Deci să spun chestia asta, dintotdeauna am desenat, nu m-am oprit, eram mică și ca toți copiii, am luat creionul pix în mână și desenam, schițam, făceam ce ne treceam prin cap. Eu mereu am făcut asta, doar că până prin clasa a 3-a, desenam, cum să spun, nu persoane reale, nu portrete. Și apoi am început prin clasa a 3-a să desenez persoane reale, ca Selena Gomez, Hannah Montana, / Miley Cyrus. Cam atunci m-am apucat. Am plecat fix cu 2-3 zile înainte să începa 8-a, pentru că tata venise între timp în Anglia, aproximativ un an înaintea noastră. A stat aici ca să strângă bani. După ce a asigurat totul cu casa și cu banii, ne-a chemat și pe noi. La momentul respectiv eram într-o ceartă foarte mare cu grupul meu de prieteni. Nu știu, eram niște copii, nici nu mai știu de ce ne certasem. La momentul respectiv vroiam, îi ziceam tata, ia-mă cu tine, doar pentru că vroiam să vadă că vorbeam serios. Dar am plecat la sfârșit. Și până atunci noi deja ne împăcasem și era totul bine și atunci mi-a apărut foarte, foarte rău și simțit ca și cum s-a sfârșit lumea pentru mine, pentru că am plecat și prietenii mei mereu au însemnat foarte, foarte mult pentru mine. Am venit în Anglia, în Manchester, m-a înscris la liceu, ei au liceu din clasa a 6-a, parcă, anul al 6-lea până în anul al 11-lea. Am făcut a 10-a și a 11-a aici, când în România normal era a 8-a și a 9-a. Și la sfârșit de a 11-a am dat un fel de capacitate, pe care am intrat 2 ani la colegiu. Iar după ăștia 2 ani am dat bacul, cum ar veni la noi. Chiar acum sunt la facultate și fac psihologie cu criminologie. Și o să vorbesc mai multe despre asta în alt videoclip. M-am apucat de artă de aproximativ 4 ani. Adică mereu am desenat. Dar când m-am mutat aici am intrat în depresie. Cred că primii 2 ani, cât timp am fost la liceul de aici, 10 și 11, am fost în depresie. Pentru că a fost cel mai greu lucru care mi se putea întâmpla. Cel mai urât lucru care mi se putea mie întâmpla la 14 ani. Și a fost foarte greu primii 2 ani mai ales. Iar după 2 ani am făcut primul iubit. Și cu care sunt încă și în ziua de astăzi, după 2 ani. Iar de atunci parcă totul a devenit puțin mai ușor, pentru că aveam cu cine să vorbesc zi de zi și făcusem planuri după ceva timp și cam atât despre mine. Nu știu cum să închei asta. 2 hours later. Și sper ca
dacă mai este cineva în poziția mea, care s-a mutat în Anglia și, de exemplu, nu are nicio treabă cu arta, dar îmi face plăcere să dau sfaturi despre asta, despre mutarea de aici, despre depresie, despre chestii de genul. Și e foarte greu la început, dar sper să ajut câteva lume, măcar cu sfaturile astea. Și cu sfaturi de arte și cu sfaturi de educație sau orice, pentru că sper să vă fi plăcut videoul acesta și o să mai revin cu mai multe. Și vă mulțumesc mult pentru timpul acordat, sper că v-a plăcut acest video și dați subscribe și like. Și vă pup!